Salut! Suntem aici cu Sergiu și cu Guess Who și vom face un interviu foarte relevant pentru omenire. Salut, Spike! Repede, vreau să te întreb, am văzut pe pagina ta de Facebook că ai spus că ai votat pentru prima oară în viața ta la aceste alegeri, nu? Ai intrat pe Facebook-ul meu. Stai seama. Așa. Așa, și... Voiam să te întreb, nu știu, ce părere ai de ce au făcut românii duminică? Nu contează rezultatul sau alte chestii, dar ce părere ai de mobilizarea asta generală care a avut loc? Asta din stradă sau în da, general? Da, și din stradă și de pe Facebook și cu votul în general, tot ce s-a întâmplat. Se pare că mergem într-o direcție bună? Asta e clar, că oamenii s-au unit și au ieșit în stradă și au demonstrat spirit civic, asta e... ceva nou, nu știu, surprins. Păi da, am văzut că... E de apreciat și e clar că poporul răspunde, știi? De asta am văzut, oameni care pur și simplu vor să spună opinia și să susțină când se vede cât de cât... Păi, te întreb asta e vizibil, că... adică da. Na. Care e culoarea ta preferată? Neagră. Știi cum se scrie Ciclam? Ciclam? Nu, no, ciclamen. Da, tu ai tatuaje? Am tatuaje. De ce nu ai tatuaje? Crezi că ar trebui să ai tatuaje? Nu cred. Eu cred. Bun, spune-ne două vorbe despre piesa nouă. Așa e jocul, se numește. Cum e jocul, zic? Cam ăsta e jocul. Ați ascultat melodia? Da. Vă place? O să ascultăm și acum, imediat. O să ascultăm și imediat după intervenție, dar... cum a pornit? De unde? Am scris-o de ceva timp, cred că un an sau ceva genul. Și cum te-ai dat drumul după alegeri și nu înainte sau în timpul campaniei? Sincer? N-am fost gata. Dar ideea e că s-a sincronizat perfect cu ce s-a întâmplat. Da. Adică... De asta, prima oară când am ascultat-o, chiar asta m-am gândit, bă, dar cum de nu i-a dat drumul în campanie, poate că era, știi? Un pic mai potrivită un pic înainte, o săptămână. Eu zic că e potrivit oricând și dacă se întâmplă cu un scop, na. Ți-am spus că am început să scriu acum un an, Miță de la Agresiv a venit cu beat-ul și cu sample-ul, respectiv de la început, este din Nu-ți dau jucările, Anda Călugăreanu. Ah, ok, da, nice. Așa, și de acolo a început tot procesul. A durat câteva luni până când a ajuns în forma asta. Și am colaborat cu o groază de oameni talentați. Mulțumim frumos, Laur, pentru că ai venit în această dimineață. Multă baftă cu noua piesă și așteptăm clipul și nou album din primăvară, după cum vin. S-a notat. Deci fii atent. Primăvară. Albumul nou. Trei. Așa, o să iasă, da? Cu siguranță. Și dacă nu iese... Trebuie să iasă. O să iasă.